Bine v-am găsit sau regăsit la un nou video. Așa cum v-am promis în clipul trecut, a rămas să vă prezint boxa de la Airbauer, cea care vine în setul cu mașina de găuri și înșurubat de la Airbauer. După cum vedeți și voi, vine ambalată individual într-o altă cutie de carton. Sunt câteva informații trecute aici pe cutie. Haideți să vedem cum arată boxa și cu ce alte accesorii vine la pachet. Deci avem aici deasupra niște manuale, de fapt unul singur, cu câteva informații în cazul în care nu o să reușiți să conectați boxa să vă redea sunete. Puteți să vă folosiți de acest manual. Sunt acolo trecute câteva informații destul de utile. Mai avem în cutie un cablu cu două jack-uri pentru ieșire auxiliar. O să vă explic imediat ce alte ieșiri mai are și cum puteți să vă conectați boxa la dispozitivul dumneavoastră. Aceasta este boxa, ambalată așa în două protecții de carton. Punem astea la loc. Nu mai avem nevoie de cutie, așa că o să o dăm deoparte. Deci, aceasta este boxa de la Airbauer. E o boxă foarte simpatică, așa la prima vedere, destul de micuță, de compactă. Este o boxă care este gândită pentru a fi luată pe șantier sau puteți să o folosiți în atelier. Vedeți că are și aspectul ăsta așa cumva profesional pentru scule, pentru seamănă și cu modelul de la mașina de îngăurit. O boxă foarte bine lucrată. Am studiat-o ceva mai devreme, înainte să mă apuc de filmare și chiar îmi place foarte mult felul cum este construită. Are aici în spate un mâner foarte confortabil pentru transportat. Difuzorul este cumva aici în față. Aici aveți un panou de comenzi, sunt câteva comenzi foarte simple. Nu aveți ce să nu înțelegeți de aici. Două butoane de fapt pentru volum, plus și minus. Aici aveți încă un buton de unde puteți să dați mai în față melodia dacă optați pentru un MP3 player sau un alt dispozitiv de genul ăsta. Butonul de pornit oprit aici, mare roșu, se vede și în imagine. Funcționează cu aceiași acumulatori cu care alimentăm mașina de găurit și înșurubat. Acumulatorii se introduc exact aici în acest slot. Foarte simplu. Dacă mă întrebați cât ține un acumulator din ăsta de 4 A la boxa asta dată la maxim, nu știu să vă spun. Eu am căutat informațiile astea în carte, dar nu am găsit. Asta rămâne să descoperim noi cât putem să ascultăm cu un acumulator din ăsta de 4 A la această boxă. Haideți să vă arăt aici în spate, are un căpăcel așa din gumă care se dă la o parte și aici avem un port USB, cred că este 2.0, nu 3.0, și aici mai avem un input pentru jack, pentru auxiliar. Se folosește acest cablu pe care vi l-am arătat mai devreme. Însă cel mai simplu de utilizat această boxă este prin Bluetooth. Puteți să conectați, să redați de pe telefonul dumneavoastră muzică prin Bluetooth, se conectează foarte ușor, o să facem și o probă imediat. Așadar, mi-am adus telefonul ca să facem și câteva demonstrații. Bănuiesc că fiecare știți cum se conectează un telefon Bluetooth de la unul la altul sau la calculator sau deci nu cred că are rost să vă mai explic și această operațiune. O să porniți Bluetooth-ul, o să-i dați căutare și dispozitivul care o să vă apară aici este Airbauer SP18 liniuță LI. O să îl selectați, se conectează, dar înainte trebuie să pornim și noi boxa. A făcut acest sunet, asta înseamnă că boxa s-a conectat, trebuie să vă dea confirmare și pe telefon. Când a făcut acest sunet, asta înseamnă că dispozitivul este conectat.
O informație care trebuie să știți legat de această boxă. Deci funcționează cu o rază de până la maxim 10 metri, așa scrie pe cutie. Deci ar trebui să țineți cumva dispozitivul cât mai aproape de, de boxă. Și haideți să facem, să facem și câteva mostre, să vedem cam cum se aude. Și cum am spus, boxa are o putere de 10 W. Nu am un microfon din acela de măsurat să vedem și în decibel cam ce sunet al scoate, dar eu am ascultat la ea, deci ce am făcut eu acum nu a fost un unboxing. Am probat-o înainte și sunetul, să știți că este destul de clar, adică e suficient pentru un atelier, pentru luat undeva la, la o treabă, pe șantier sau acolo unde vă desfășurați activitatea. Haideți să caut câteva fișiere să vedem cum, cum se aude, să vă arăt și vouă cum se aude. Ne-am distrat puțin. Nu știu cât de tare s-a auzit la voi în, în difuzoarele voastre. Sunetul s-a înregistrat de la lavalieră, dar este o boxă care se aude destul de bine pentru cei 10 W ei. Și cum am spus și mai devreme, e perfectă pentru un atelier, să o luați undeva la o lucrare, să ascultați ceva muzică. Am zis că îi fac și niște măsurători să văd, sunt și eu curios să văd cât este de mare. Hai să vedem așa, în, în lățime avem, nu știu, 19 cm jumate. În lățime, cu tot cu acumulator, 15 și înălțimea cam 17 cm. Deci este micuță, dar e practică, e perfectă. O boxă foarte, foarte bună. Deci cam asta este boxa, o găsiți în setul de la Airbauer, cei care optați să cumpărați cu tot cu această boxă, eu consider că merită să luați cu tot cu boxa. Nu este foarte mare diferență la preț între pachetul care cuprinde și boxa, deci mașina de găuri și înșurubat și boxa, sau pachetul care cuprinde numai mașina de găuri și înșurubat. Diferența, când m-am uitat ultima dată, era de vreo 40 sau 50 de lei, sper să nu mă înșel. În orice caz, eu o să vă las link-uri în descriere, la fel cum am procedat și la clipul trecut, și o să intrați acolo dacă vă interesează, mai găsiți și alte informații pe care probabil eu am omis să le prezint în clip. Ca atare, ăsta este setul de la Airbauer. Sper că v-a plăcut clipul pe care am reușit să le fac și dacă v-am convins, cu atât mai bine. Până la clipul următor, eu vă doresc ca de obicei să aveți mult chef de treabă și numai bine.